Sport acum Gazmetan Media și joacă acasă la Steaua. Antrenorul jucătorilor din media și recunoaște că partida este una dificilă, chiar dacă Steaua are trei jucători suspendați pentru partida din etapa a 23 a ligii întâi. Tănase, Chipciu și Stanciu vor absenta, astfel că aproape toată linia ofensivă va fi modificată de antrenorul Laurențiu Regencav. Steaua Gazmetan se joacă sâmbătă de la ora 20 și 15 minute. Jucăm cu campioana, jucăm cu Steaua echipă cea mai bună echipă din campionat la ora aceasta, cu, pot să spun, un lot foarte valoros și diferența când, când lipsește un jucător nu, nu se vede. Pe noi, chiar dacă ne așteaptă un meci foarte greu, cum, cum am practicat în acest campionat să jucăm, să jucăm fiecare meci la fel, deci nu, nu vom merge să ne apărăm, nu vom merge să, să stăm cu, cu lunea de fund peste 16 metri, vom merge să jucăm uh, ceea ce am jucat în acest uh, campionat și uh, sigur că fiecare antrenor uh, dorește să, să câștige fiecare meci, la fel îmi doresc și eu, uh, important va fi ceea ce vom, uh, vom arta noi în teren.